Vremea, azi, 22 septembrie. Vara revine în România. Zonele unde termometrele vor înregistra până la 40 de grade. Duminica aduce vreme frumoasă în majoritatea regiunilor țării, cu ușoară creștere a temperaturilor. Însă, în zonele de sud și sud-est, există șanse de apariție a unor nori de ploaie. Vremea, azi, 22 septembrie. Vara revine în România. Duminica promite o zi plăcută din punct de vedere meteorologic în aproape toate regiunile României. Vremea va fi predominant însorită, cu ușoară creștere a temperaturilor față de zilele precedente, ceea ce va face ca atmosfera să fie mai caldă și mai confortabilă. În special în zonele centrale și de nord ale țării, soarele va străluci pe tot parcursul zilei, iar vântul va fi slab, contribuind la o senzație generală de liniște și căldură. În sud și sud-est, în schimb, deci temperaturile vor fi. De asemenea, în creștere, cerul ar putea fi parțial acoperit de nori. În aceste regiuni, există posibilitatea apariției unor averse de ploaie trecătoare, în special spre după-amiază sau seară. Precipitațiile nu vor fi însă abundente, fiind mai degrabă scurte și izolate, fără să strice în mod semnificativ planurile celor care petrec timpul în aer liber. Maximele vor varia de la 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei până la 27-28 de grade în Oltenia. Cum se prezintă vremea în fiecare regiune, începând cu Dobrogea și Bărăganul. Aici, soarele va fi predominant, cu câțiva nori trecători în zona deltei, dar fără precipitații. Pe litoral, vântul va sufla ceva mai puternic. Temperaturile vor fi mai ridicate decât sâmbătă, atinând valori de 24-25 de grade. Temperaturi sufocante se vor înregistra și în sudul Moldovei și nordul Munteniei, unde, după prânz, se vor atinge 40 de grade, iar aerul va deveni greu de respirat. Aceste valori sunt măsurate la umbră, ceea ce înseamnă că, sub soarele direct, temperaturile resimțite vor fi mult mai ridicate. Căldura excesivă va persista și în nordul Moldovei și Bucovina, unde maximele vor ajunge la 39 de grade. Nopțile nu vor aduce o răcorire semnificativă. La Piatra Neamț, de exemplu, minima va fi de 21 de grade. La munte, pe alocuri, sunt posibile câteva averse izolate. În nordul Transilvaniei și Maramureș, amiaza aduce caniculă puternică, cu un stres termic accentuat și temperaturi de 40 de grade, în special în zona Satu Mare. În a doua parte a zilei, în zonele montane, se vor aduna nori de ploaie. În regiunile vestice predomină soarele, iar zăpușeala va fi intensă, cu temperaturi ce vor atinge până la 41 de grade. Deși vântul va prezenta intensificări, acesta nu va reuși să răcorească atmosfera. În zonele montane, izolat, se vor înregistra averse însoțite de descărcării electrice. Noaptea va fi tropicală, cu minime de 29 de grade în zonele deluroase. În Transilvania, soarele încălzește rapid atmosfera, cu maxime care depășesc pragul caniculei. În partea vestică, la Alba Iulia, temperaturile vor ajunge chiar și la 40 de grade. După prânz, în zonele montane, Norii se vor aduna și, pe -a locuri, vor apărea ploi torențiale, însoțite de tunete și fulgere. În Oltenia, soarele va arde puternic încă din primele ore ale dimineții. Temperaturile vor ajunge frecvent la 40 de grade la umbră, generând un disconfort termic extrem. Sudul României va fi, de asemenea, afectat de căldură excesivă. La miază, canicula se va instala, cu temperaturi care se apropie de 40 de grade în majoritatea regiunilor. Prognoză Meteo București În București, ziua va fi frumoasă, cu vânt slab și temperaturi de aproximativ 26 de grade la miază. Spre seară, vor apărea unele norări, însă probabilitatea de ploaie este redusă. Noaptea va fi liniștită, cu minime de 13 grade în centrul orașului și în jur de 10 grade la periferie. Vremea la munte La munte, temperaturile vor fi mai ridicate decât sâmbătă, iar soarele va străluce în cea mai mare parte a masivelor. Doar în carpații meridionani, norii se vor aduna treptat, iar pe arii restrânse pot apărea ploi scurte și slabe. Vremea la mare Pe litoral, există șanse de ploaie după amiaza, însă în rest, vremea va fi însorită. Vântul va sufla moderat, iar temperaturile vor fi plăcute, atinând aproximativ 25 de grade. Apa mării va avea o temperatură de aproximativ 22 de grade, potrivit ANM.